Perioada sărbătorilor de iarnă poate ridica multe probleme digestive unora dintre noi. Mesele bogate și destul de grase își spun rapid cuvântul și au efecte nocive asupra organismului. Ceaiul verde poate fi un real ajutor în această situație. Numit de chinezi elixir al vieții, transformat în adevărată artă de către englezi și ruși, ceaiul verde nu înseamnă mare lucru pentru români. Ceaiul verde este o importantă sursă de hidratare și un aliat al imunității organismului. Cafeina din ceai, eliberată mai încet în organism decât cea din cafea, îți oferă energie într-un ritm mai puțin alert, în timp ce teanina menține organismul relaxat și mintea concentrată. Starea ta de bine se va prelungi cu mult față de cea generată de cafea. Ceaiul verde este un ceai bine tolerat de organism, de foarte multe persoane, necesar fiecărui om peste 12 ani. Deci copiii până în 12 ani nu au voie să-l folosească. El folosit în curele de detoxifiere, acționează foarte bine, fluidifizează sângele, ajută și persoanelor cu boli cardiovasculare și persoanelor cu tensiune arterială. Nu este recomandat să fie băut după ora 5-6 după amiază, respectiv 17-18. Este energizant, detoxifiant al întregului organism, ajută tranzitul intestinal acolo unde sunt probleme de tranzit, acționează foarte bine. Are un efect foarte bun și asupra colesterolului. Deci, practic, colesterolul rău, LDL, cum mai este cunoscut sau văzut pe analizele medicale. Despre ceaiul verde se știe că aduce numeroase beneficii organismului, însă, chiar dacă nu foarte multe și nu foarte importante, există câteva contraindicații. Sunt persoane care, având o toxicitate foarte mare în organism, în momentul când începe să îl folosească, pot să se sperie chiar de acțiunea sa. El punând în mișcare toxinele din organism, chiar spre deosebire de ce spuneam mai devreme, de se contrazic cumva aceste spuse ale mele, dar nu este valabil în mod egal la toată lumea. Aceste ceaiuri folosite pot reduce durerea de cap, dar atunci când toxinele sunt foarte mari în organism și noi n-am folosit niciodată acest ceai, există riscul ca în primele zile de utilizare, între 1 și 3 zile, depinde de toxicitatea din corp, să ne dea stări ușoare de amețeli, senzații de dezechilibru. Tocmai pentru că toxinele sunt puse în mișcare, nu se recomandă în acele zile să fie făcut analiza medicală. Luând sângele din analiza din sânge, ne vom trezi cu lucruri foarte grave în sânge și analizele nu sunt concludente. Toxinele fiind puse în mișcare, le se elimină prin piele, se elimină prin fecale și prin urină. Firește, transpirația poate mirosi neplăcut, sunt multe lucruri care ne pot speria la primele utilizări ale ceaiului, dar pentru cei care îl folosesc de foarte mult timp, este un beneficiu extraordinar și poate fi utilizat foarte des. La fel, pentru folosirea acestui ceai, este bine de știut că cumva măresc puțin căldura corpului. Mulți se tem că în accidente vasculare, în tensiune sau boli cardiace nu este recomandat. Nu, el este recomandat, dar într-o manieră blândă, nu cu agresivitate. Nu se bea ca alte ceaiuri 3 căni pe zi. O singură cană pe zi dimineața, mai ales la cei care folosesc cafeaua, pot înlocui bine mersi cafeaua cu acest ceai binefăcător, chiar dacă sunt cardiaci sau au tensiune. Nu fac rău, ba chiar vă spuneam, colesterolul care este eliminat odată cu folosirea acestui ceai, el de elu, ajută ca aceste stări de bine să se instaleze în organism, dar folosit cu perseverență. Iubitorii ceaiului verde spun că persoanele care nu apreciază gustul acestei băuturi consumă cel mai probabil ceai verde preparat necorespunzător. O greșeală comună în acest proces este infuzarea frunzelor de ceai verde în apa clocotită. Această temperatură ridicată se poate utiliza în cazul ceaiului negru, însă nu și pentru pregătirea ceaiului verde, apa fiartă poate da până și celor mai calitative frunze de ceai verde un gust amar neplăcut.